Bună seara, dragi români! Avem bucuria de a fi împreună, frații, într-un loc sacru, Casa lui Dumnezeu. În aceste vremuri, când patriotismul și dragostea de țară par de soarte. Mulțumim Părintelui Paroh pentru că a facilitat ca noi în această seară să lansăm anul centenarului în biserică, pentru că este locul cel mai potrivit de a ne bucura împreună. Iubirea de țară nu înseamnă ură împotriva altor popoare, ci datoria față de noi multă. Nu înseamnă pretenția că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic. Poate fi dragoste pentru neamul din care am răsărit, față de valorile și tradițiile lui, fidelitate față de credința bilenară a strămoșilor noștri, dorința de a continua cu încrâncenare tradițiile, portul și obiceiurile. Patriotismul nu echivalează, așadar, cu declarațiile neacoperite prin fapte, cu vorbe goale, de care amintea poetul de pereche al românilor Eminescu. Patriotismul presupune lucrare, dăruire, jertfă, recunoștință, într-un cuvânt, iubire față de tot ce este românesc, frumos și curat. Patriotismul reprezintă, după credință, puterea unui neam. În seara aceasta, pentru sufletul fiecăruia dintre noi, cei prezenți aici, lansăm anul centenarului Marii Uniri. Mulțumim, domnule primar, pentru că ne-ați invitat să facem acest lucru, după ce aseară, într-un eveniment grandios la Catedrala Sfânta Vinere din Zalău, s-a întâmplat același lucru. Prin unire, milioane de români au făcut cel mai frumos gest din istorie. Unirea fiind actul sublim de voință națională românească, acela care a marcat pentru vecie destinul poporului nostru. Dacă ne pregătim cum se cuvine pentru mărăția centenarului, atunci, cu siguranță, vom dobândi nu numai respectul de sine, ci și respectul celorlalți, al lumii întregi. Dacă vom fi demni, vom fi tratați cu demnitate. Iar dacă vom respecta noi înșine țara aceasta, clădită pe secole de sacrificii ale înaintașilor noștri, o vor respecta cu siguranță și alții. La 100 de ani de la Marea Unire, avem obligația morală de a ne ridica la înălțimea celor ce au înfăptuit-o. Alegerea ne aparține. Iar noi, dacă suntem în această seară aici împreună, înseamnă că am ales să fim împreună. Avem bucuria în această seară să avem invitații de la București și o să îi prezint pe fiecare în parte. Domnul profesor Ionuț Cojocaru, reprezentant al Secretariatului General al din partea Ministerului Culturii avem prezenți doi istorici, domnul profesor Mihail Gorgoi și domnul Daniel Fidelu Apostol. Este alături de noi domnul director al filialei Muzeului Militar Ferdinand I, domnule primar, vă mulțumim că ne-ați primit în orașul dumneavoastră. Mulțumim reprezentanților celor două biserici surori pentru că în această seară sunt împreună și ne-au adus împreună aici. Pentru început, vreau să rugăm. Pentru început, aș vrea să rugăm pe domnul primar, Sefirul Cătălin Țurcaș, să ne transmită un mesaj. Onorate fețe bisericești, doamnă director, domnilor consilieri, domnilor comandanți, onorată asistență, în primul rând vreau să-i mulțumesc, domnule director, pentru că întâlnirea noastră de astăzi aici îi se datorează și întâlnirea de aseară, una extraordinară de la Zalău. Și vă mărturisesc că aseară am trăit clipe de emoție cu adevărat, pentru că eu, personal fiind, aparținând unui cult religios minoritar, am simțit de-a lungul timpului, în ultimii ani, lucruri care au trebuit să fie, spun eu, altfel.
Și aceste lucruri încep să-ți revină pe făgașul normal. Dacă la 1918 Mitropolitul Miron Cristea împreună cu Cardinalul Iuliu Hosu se îmbrățișau după citirea Actului Unirii, m-am bucurat aseară să văd în Catedrala, Catedrala Ortodoxă din Zalău că Episcopul Ortodox al Sălajului, domnul Episcop Petroniu Sălăjanu, l-a invitat pe Episcopul Greco-Catolic al Oradiei să participe la acest eveniment frumos și au stat împreună și s-au îmbrățișat. Sunt convins că pentru toți cei care au participat aseară acolo și pentru toți cei care au primit acest semnal, există o mare, mare bucurie în sufletul fiecăruia dintre acei care au primit acest mesaj, pentru că nu-i așa, 1918 a însemnat pentru toți aceia care au simțit românește cea mai mare bucurie și cea mai mare sărbătoare. Indiferent că au fost ortodoxi sau greco-catolici sau alte religii. În anul 1918, în anul 2018 împlinim 100 de ani de la acest mare deziderat al poporului român. Și dacă unii se străduiesc să ne spună că anul 1918 a însemnat, de fapt, voința unor mari puteri, noi știm foarte bine că nu este așa. Și ne uităm în istoria noastră și constatăm că, de-a lungul istoriei, pentru ca acest lucru să se întâmple, s-au jertfit foarte mulți oameni. Este momentul în care fiecare dintre noi, cei care simțim ceva pentru acest neam, să ne adunăm și să ne bucurăm împreună. Sigur că există oameni pentru care 1918 nu a fost un an fericit și pe aceștia îi rugăm să își vadă de treabă și să ne lase pe noi să sărbătorim așa cum se cuvine această mare sărbătoare. Eu vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru a doua oară, domnilor consilieri. Știți foarte bine că în centrul orașului Șimleu Silvaniei există un Iuliu Maniu care stă înconjurat de România Mare și asta este deocamdată pentru mine și cu siguranță pentru mulți dintre dumneavoastră încă o nemulțumire, pentru că încă nu suntem în România Mare și frații noștri din Basarabia sunt în afara granițelor actualei Românii. Dar noi așa, haideți să sperăm că va veni momentul în care România Mare va fi aceeași pe care a fost și în anul 1918 și tocmai pentru aceasta am considerat că Iuliu Maniu trebuie să stea în mijlocul hărții României Mari. Pentru cei care n-ați observat încă acest lucru, în centru, în fața Băncii Transilvania, este harta României Mari. Vă mulțumesc din suflet cu siguranță că evenimentele din anul 2018 vor fi unele consistente și importante pentru noi. Mă gândesc la faptul că suntem înfrățiți cu un sector al orașului Chișinău și cred că este momentul să facem acțiuni împreună, astfel încât să punctăm așa cum se cuvine această mare, mare sărbătoare a tuturor românilor. 100 de ani de la Marea Unire. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim foarte mult, domnule primar, că întotdeauna a punctat foarte bine lucrurile cu adevărat importante. O să-l invit în fața dumneavoastră pe domnul profesor Ionuț Cojocaru. Vă mulțumesc! Vreau să vă mărturisesc că mă simt foarte bine la dumneavoastră în județ, pentru este a doua oară când sunt aici și constat că se simte altfel. Simțiți românește, se simte acea apropiere între oameni și de fiecare dată pe unde merg vă dau exemplu, pentru că putem să vă luăm de exemplu. În ce mă privește, consider că centenarul, 100 de ani, de la Marea Unire, este un moment
de fericire, un moment de bucurie, un moment în care noi putem să ne bucurăm că am reușit la 1918, pentru prima dată, după lungi încercări și drame, pentru că istoria noastră nu este plină doar de momente prielnice. Sunt foarte multe momente triste în istoria noastră, dar până la urmă, în 1918, am reușit să realizăm Marea Unire. Mă refer aici și, în special, s-a accelerat procesul acesta, începând cu revoluțiile de la 1848. Nu s-ar fi putut face ceea ce s-a întâmplat la 1918 fără Unirea Principatelor, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, pentru fără apariția instituțiilor moderne ale statului, mă refer aici la Parlament, mă refer la instituțiile financiare, mă refer la apariția universităților, la 1860 prima universitate din țară la Iași și la 1864 în București. Fără războiul de independență, de la 1877-1878, anul acesta sărbătorim 140 de ani de la obținerea independenței României. Fără luptele diplomatice care au avut loc după aceea, pentru că nu doar pe punctul de bătălie, dar a trebuit incluse lupte diplomatice pentru recunoaștere. Mi-aduc aminte acum de scrisoarea țarului către Carol I, în timpul războiului cu turcii, din 1877-1878, când disperat îi spunea: vă vom susține toate revendicările, nu mai treceți Dunărea și apărați-ne, pentru că nu putem să reușim. Adică România a avut un rol determinant în acel război. Vreau să vă mai spun că în timpul 1913, în războaiele balcanice, patru prim-ministri, apropo de patriotism și ce înseamnă să îți iubești țara, au renunțat la funcțiile lor și s-au înrolat pentru a merge la război. Și mă refer aici la Nicolae Iorga, la Ionel Brătianu, la Alexandru Averescu și la Constantin Argetoianu. Într-adevăr, poate unii vor spune că nu a fost un război greu, nu a fost un război dur, dar trebuie să ținem cont de faptul că atunci când vezi la război, nu știi ce fel de război va fi. Armata română a avut un rol destul de greu și cu pierdere de victime în primul război mondial. Chiar dacă oficial, cum se spune, în 1916 România a intrat în război, aici, la dumneavoastră, în Transilvania, erați în război. Iar deciziile lui Ionel Brătianu, în vremea respectivă, a fost destul de complicată și destul de bine chipsuită până la urmă, pentru că dacă intra, așa cum era tratatul de alianță, începând cu Triplu Alianță în 1881, dacă intra în război de partea Austro-Ungariei, noi nu mai puteam cere Transilvania, nu mai puteam să facem unirea cu Transilvania. Dacă intram de partea cealaltă, ce făceam cu Basarabia? De aceea era un moment semnificativ, un moment chipsuit foarte mult timp. Astăzi poate părea oarecum ușor, dar trebuie să ținem cont de mentalitatea vremii, de faptul că lupta popoarelor pentru determinare a contribuit la acest lucru și națiunile au reușit să ridice capul. Iar această decizie a fost dezintegrarea imperiilor. Mă refer aici la Imperiul Țarist, mă refer la Imperiul Austro-Ungar și la cel otoman. Iar unirea s-a făcut de facto. S-a făcut prin voința națională, prin determinare. Suntem în biserică și cred că cele mai importante coordonate ale românilor și cele care au determinat într-un fel această existență și aceste realizări sunt religia și limba. Limba este liantul românității. Ce poate fi mai frumos de a fi recunoscut? Fie că suntem în Transilvania, fie că suntem în sud, în est sau unde o fi. Limba ne dovedește faptul că suntem români și religia. Revenind la anul 1918, este
semnificativ că unirea românilor încheiată la 1 decembrie 1918 cu acele frumoase istorice decizii anual, chiar în aceste momente, acum două zile, se întâmplă, s-au împlinit 100 de ani de la înființarea Sfatului Țării din Basarabia, care ulterior au hotărât unirea cu România, iar la 28 noiembrie, peste câteva zile, putem să sărbătorim acea unire cu Bucovina. Iar actul care a desăvârșit acea Românie mare este la 1 decembrie 1918. Desigur, am putea să încercăm să ne gândim la reîntregirea României, pentru că istoria, așa cum ne dovedește, fluctuează, există puteri mai mari ca noi, există conflicte și din aceste conflicte am reușit să pierdem Basarabia și nordul Bucovinii. De aceea, rolul elitelor în perioada aceea a fost determinant. Vreau să vă spun că se făcea politică dintr-un crez. Cei care erau în politică își doreau să aibă anumite realizări. Politicienii în vremea respectivă nu aveau salarii, nu erau plătiți. Iar convingerile erau reale. De aceea, după unire, s-au dus lupte diplomatice destul de aprige la tratatele de pace de la Paris din 1919-1920. De aceea au existat acele conflicte pe care puteam să spunem cu vecinii, cu sârbii, pentru Banatul Sârbesc, cu Ungaria, prin faptul că până la urmă a trebuit ca armata română să ajungă la Budapesta în 1919, încheierea păcii de la 4 iulie 1920, sunt acte care au consemnat faptul că am știut în momente cumplite să ne decidem singur soarta. Iar aceste momente trebuie cunoscute. Iar personalitățile mari uniri, suntem în județul lui Iuliu Maniu, trebuie foarte, foarte mult dat ca model. Pentru că dacă mă întrebați pe mine și fac o conexiune cu societatea de astăzi, ceea ce ne lipsește nouă, la nivel național, sunt modelele. Și eu nu înțeleg de ce nu ne aplecăm în istorie. Pentru că în istorie avem suficient de multe modele. Mă refer la Iuliu Maniu, la Nicolae Iorga și nu vreau să-i spun câteva pentru că poate îi privesc pe alții. Dar avem acea rădăcină în care putem să ne definim cu ea, putem să privim înainte și putem să arătăm că suntem un popor, nu vreau să intru în caracteristici, dar suntem un popor cu bune și cu rele. Trebuie să vedem unde am greșit, trebuie să vedem ce avem bun și trebuie să promovăm acest lucru. Centenarul este un bun prilej pentru a face aceasta. Este un bun prilej pentru a ne cunoaște, a fi mai aproape și a reuși să arătăm că am reușit la un moment dat să devenim cea mai importantă țară din sud-estul Europei. Suntem azi 7-a țară din Europa. Nu e un lucru de neglijat acesta. Și dacă ne uităm în jurul nostru, vedeți că nu au reușit să păstreze statele din jurul nostru această omogenitate și această unitate. După Marea Unire, eram vecini cu Polonia, eram vecini cu Cehoslovacia, deci vedeți cât de mult s-a schimbat geografia. Iugoslavia nu a reușit să reziste, a reușit o perioadă prin forța lui Tito să rămână uniți, Cehia și Slovacia s-au separat. Deci, în ceea ce privește acest lucru, vreau să remarc că avem și lucruri pozitive și acestea se pot dovedi prin faptul că suntem aici, în această minunată țară și în această formulă. Nu vreau să mă aplec foarte mult în istorie, mă bucur foarte mult pentru că sunt astăzi aici, între dumneavoastră, și sper să ne mai întâlnim și cu alte ocazii. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, va transmite un mesaj domnul profesor Mihail Gorgoi. Este mai greu să vorbești după doamna director, după domnul primar și după domnul profesor. Domnule primar, doamnă director, domnilor comandanți, pe cuceriș părinți, doamnelor și domnilor, și pentru mine aceasta a doua venire în zona dumneavoastră, ca și pentru prietenul și colegul de la Secretariatul General Guvernului, este o mare bucurie. Am trăit în vara acestui an în alte momente de românism. Le trăim și acum, începând cu aseară și continuând aici, la dumneavoastră și în Leu Silvanie. Istoria noastră a demonstrat că românii, indiferent cât au avut de suferit și cine a încercat să le facă rău, până la urmă au reușit să devină ei înșiși și să se debaraseze în timp de cei care niciodată n-au venit cu intenții bune spre noi. Poate noi trebuia să fim cei supărați când, în anumite momente ale istoriei, noi eram considerați români în Transilvania, când aveam drepturi. Nu recunosc supărarea unora pentru că nu au dreptate. Acest teritoriu a fost locuit de strămoșii noștri și nu de strămoșii altora. Nu se recunosc niciodată pe cei care au venit călare într-o zonă pustie, cu carnea sub șaua calului și după aceea au spus că au fost întotdeauna aici. Noi suntem cei care am trăit aici, am fost, suntem și vom fi. Aceasta este România. Spuneam domnul profesor ce a însemnat pentru noi în istorie, prin ce am trecut. Nu vreau să fac o completare, dar în războiul de independență, țarul a trimis o telegramă regelui Carol I, prin care îi propunea, printre altele, atât de mare nevoie avea de armata română, îi propunea, printre altele, să numească și comandant suprem al trupelor româno-ruse. Asta însemna ceva foarte mult pentru noi la vremea respectivă. Și să nu uităm faptul că, până la urmă, comandantul turc nu s-a predat unei căpetenii militare sau unei personalități din jurul țarului, ci unui colonel din zona Câmpulung Argeș, colonelul Cerchez. I-a predat sabia și a capitulat armata otomană. Și asta înseamnă foarte mult pentru vitejia înaintașilor noștri, și mai mult pentru ce a trebuit să facem noi cei de astăzi în a cinsti memoria lor. Din păcate, am fost după câteva luni la Bădăcin, am văzut că niște oameni inimoși, am fost cu părintele prezent aici în sală, își fac datoria. Regret că instituții ale statului n-au reușit să se implice deocamdată. Sper din toată inima să se facă și acest demers, pentru că a cinsti pe Iuriu Maniu înseamnă a cinsti unul din oamenii cei mai politici, poate cei mai reprezentativi pentru vremea respectivă și unul din oamenii care a militat pentru această mare unire. Sunteți într-un teritoriu în care, sau din care foarte multe personalități s-au ridicat, nu numai în secolul XIX, și înainte și după. Aveți personalități de care trebuie să fiți mândri. Pentru asta, într-un fel, vă invidiez.
putem să ne căutăm repere în istorie, cum spunea domnul profesor, pentru că, din păcate, apropia, după ce spun unii astăzi, așa zici unii membri din societatea civilă, mi se pare o mare, mare greșeală. Noi trebuie să ne recunoaștem istoria, trebuie să spunem cu mândrie că suntem români și că suntem patrioți și nu să ne fie teamă că ne acuză unii că suntem comuniști, pentru că a fi patriot nu înseamnă a fi comunist. A iubi țara nu înseamnă că ești dușmanul nimănui. Ești român și atât. Îți vrei binele tău și binele nației tale. Îți stimezi înaintașii și, sigur, vârfurile societății în perioada în care trăiești. Mă aflu printre altele să transmit și un salut din partea Ministrului Culturii, salut personal, domnul Lucian Romașcanu, să vă transmit succes în ceea ce faceți, pentru că sunteți, într-adevăr, primii. Acest județ a fost cel care a început, în urmă cu câteva luni, se finalizează astăzi acest demers pentru anul centenarului pe care l-o sărbători anul viitor. Vreau să vă anunț că în 26 noiembrie, la nivelul Ministerului Culturii, se lansează oficial anul centenarului. Începând de astăzi, Departamentul Centenar, care a fost transferat de la Secretariatul General Guvernului la Ministerul Culturii, are un secretar de stat. Deci, acum are și structură și sper din toată inima să și funcționeze, să-și facă datoria, pentru că avem nevoie de activitatea lor, nu numai în presă, avem nevoie de activitatea lor faptică, și mai mult aveți nevoie în teritoriu de această activitate. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru că la dumneavoastră mă simt într-adevăr român, trăiesc niște emoții puternice, mă simt bine între dumneavoastră. Am avut acea fericită ocazie ca să văd după prima vizită a Papei în România și pe prima vizită a unui Patriarh Ortodox la Vatican, să văd în fața mea, într-o biserică ortodoxă, cum doi înalți prelați se îmbrățișează și să mă uităm că toți suntem credincioși și toți credem în bunul și marele Dumnezeu, care de atâtea ori ne-a ocrotit. Asta tuturor vă doresc succes. Vă mulțumesc că am avut posibilitatea să revin aici și sper cu altă ocazie, doamna director, care a spus și sunteți inima acestor acțiuni și vă mulțumesc. Sper că și cu altă ocazie să putem, să ne dați posibilitatea să venim aici și să și facem mai mult decât am făcut până acum. Mulțumesc! Avem obligația morală să fim primii, pentru că și Mamiu a fost primul. Suntem acasă la Ionu Mamiu și trebuie să continuăm în felul în care el a început. Avem bucuria să fie alături de noi și domnul comandant, colonelul Ștefan Toader, comandantul regimentului 69, artilerie mixtă și meu Silvaniei. Biserica și armata sunt instituțiile în care poporul român încă mai are de plină încredere și atât în această seară suntem împreună cu domniile lor, vă mulțumim foarte mult. Îl voi invita pe domnul colonel, dacă dorește, să transmită un mesaj, un gând, cu ocazia lansării anului centenar la șinul Silvaniei, Sălaj, România. Domnule primar, distinse oficialități, preacucernici părinți, doamne și domnilor, dragi copii, sunt deosebit de onorat că am fost invitat la această activitate și vă transmit salutul meu cordial tuturor. Dintotdeauna, Biserica ne-a apărat
integritatea sufletească și morala neamului românesc. Școala, instituțiile de cultură au apărat limba română, iar armata, trebuie să spun și acest lucru, a apărat integritatea teritorială a poporului român. Iată doar trei motive care pe noi ne determină să fim onorați, să fim determinați și obligați să participăm la activitățile dedicate acestui centenar. Printre activitățile pe care le-am propus la nivel local, la nivelul regimentului, dorim să desfășurăm anumite simpozioane care să aibă ca temă centrală prezentarea unor unități militare din județul Sălaj, care au participat în primul război mondial. Și aș începe cu regimentul 26 artilerie, a cărui istorie începe în anul 1913, participă la cel de-al doilea război balcanic, iar data de 15 august 1916 îl găsește în culoarul Timiș-Cerna, de acolo va lupta în defileul Jiului, mai apoi este retras în Moldova și în 1917 acest regiment cu foc a două obuziere execută pregătirea de foc a atacului la Mărășești, timp de 9 ore a durat această acțiune. Iar în anul 1918 acest regiment este retras în Basarabia. Legătura lui cu Șimleul Silvaniei, în perioada 1954-1958, regimentul 26 artilerie și-a desfășurat activitatea în Șimleul Silvaniei. Mai este un regiment de la Zalău, regimentul Barul Dorobanți, o istorie mult mai lungă, s-a înființat în anul 1876, iată, a luptat în primul în război de independență, în al doilea război mondial, a luptat și în primul război mondial. Data de 15 august 1916 îl găsește trecând munții Carpați, era în Pitești, de asta se chema regimentul 4 Dorobanți Argeș, a luptat la Cincu Mare, a luptat în zona Făgărașului, în anul 1917 a ocupat poziții la Mărășești, în anul 1918 a luptat în Basarabia. Legătura cu județul nostru, începând cu anul 1951 și până în anul 1994, acest regiment a ființat în Zalău, sub forma regimentului 4 mecanizat, iar apoi a brigăzii 4 mecanizat. Jertfa acestor regimente, regimentul 26, artileria a pierdut 200 de oameni. În schimb, regimentul 4 Dorobanți a pierdut în primul război mondial 10 ofițeri și 1059 de suboficieri și soldați. Aceasta este o jertfă mare a două unități pe care au ființat în județul nostru. Spunea și ieri excelența sa, domnul academician Pop, și românii transilvăneni au luptat, poate înainte, chiar înainte de anul 1916, au luptat, începând cu anul 1914, într-un război foarte dur și dureros, pentru că au luptat împotriva fraților lor. Este suficient să citim Pădurea Spânzuraților și să vedem soarta lui Apostol Bologa, în realitate Emil Rebreanu, fratele lui Liviu Rebreanu. Cum a fost ucis în Basul Ghimeș-Palanca, am avut chiar ocazia să văd la Muzeul Liviu Rebreanu cascheta, o bucată din creagă de care a fost spânzurat și declarația de spânzurare la moartea generalului, se arată că de generalul Car. De asemenea, trebuie să ne aducem aminte de faptul că Iuriu Maniu a fost mobilizat în anul 1915 în armata austro-ungară. Mi-a prezentat părintele legitimația militară pe care dânsul păstrează cu sfințenie. A fost împușcat, avea o tijă în picior. De asemenea, Victor Deleu a fost mobilizat în anul 1914. Au luptat în armata austro-ungară și au dezertat. Eu sunt foarte mândru că o unitate din cadrul regimentului poartă denumirea Simeon Bărnuțiu, este vorba de batalionul 315 artilerie. O altă coordonată pe care dorim noi să ne desfășurăm activitățile ar fi refacerea acestui drum a fruntașilor sălăjeni de către militari din cadrul regimentului, care se transporte două drapele de luptă, unul dintre ele l-am reușit să-l aducem de la Muzeul Militar Central, este vorba de drapelul de luptă al Regimentului 26, sperăm să-l aducem și pe cel al Regimentului 4,
să executăm o ștafetă de la Bătăcin către Șimleu, dinspre Maramureș, de asemenea din Băsești către Zalău și de la Zalău către Alba Iulia și să depunem coroană de flori și jerbe la monumentele de pe această direcție. Și nu în ultimul rând, vom participa la toate activitățile la care organele administrației locale ne vor cere acest lucru. Cred că militarii vom parcurge, și sunt convins că vom parcurge anul centenar, cu două sentimente. Un prim sentiment al unei satisfacții, având în vedere îndeplinirea supremului ideal al românilor, acel al unirii, și al doilea sentiment, sentimentul comemorării, având în vedere, și nu vreau să intru foarte mult în victimele acestui război, dar sunt foarte mari aceste victime și avem datoria sfântă să le respectăm conștiința și să ne amintim de fiecare dată, nu numai la activități festive. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim foarte mult, domnule colonel. În continuare, vom ruga să transmită un mesaj pe domnul profesor Costin Scurtu, directorul filialei Constanța, Muzeului Militar Ferdinand I. Bună seara tuturor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, reprezentanți ai autorităților civile, militare, religioase. Da, vin de la Constanța, vin cu un mesaj de suflet. Recunosc că sunt emoționat. Nu este prima dată când vin aici. Am avut ocazia să mai particip la o activitate științifică în care m-am bucurat de ospitalitatea dumneavoastră, de colaborarea, comunicarea, așa că nu este o surpriză prin faptul că vă văd atât de numeroși în această frumoasă biserică. Mă bucur că acest eveniment se desfășoară aici, într-o biserică. Vă mulțumesc, doamna directoare, Doina Coce, și că mi-ați permis și mi-ați dat șansa să vin de la Constanța, pentru că am ocazia să vă spun o poveste de istorie. Trebuie să vă spun altceva, ați auzit destule lor de cuvânt. S-a cam spus totul. Mie ce mai rămâne să spun, nu? Decât o poveste. Povestea este legată de unirea Dobrogei până la Marea Unire. Și acum să fiu curajos în fața domnilor voastre. Să vă spun un secret. Chiar astăzi, 23 noiembrie, s-a încheiat ședința de aproape o oră la Constanța, în cadrul sălii speciale Remus Opreanu se numește, este numele primului primar al Constanței, care astăzi, acum 139 de ani, trimitea un mesaj populației din Constanța. Acolo erau greci, turci, bulgari și români. Mai puțin. Constanța se numea Chiustence. Era un nume turcesc. Dar mesajul era acela de înțelegere și de toleranță. Trebuie să ne aducem aminte că acest mesaj venea după ce, cu câteva zile înainte, aproape două săptămâni, mai bine spus, la 14 noiembrie 1978, Principele Carol dăduse două proclamații. Una către armată și cealaltă către Dobrogei. Indiferent de etnie, indiferent de religie, pentru că era momentul în care administrația românească, împreună cu armata română, intrau în Dobrogea.
Dobrogea unită cu România. Nu este un termen forțat, unirea. Documentele vremii sunt cele care folosesc această exprimare. A existat teamă, a existat îndoială din partea tuturor. A existat bucurie, a existat speranță și toți credeau într-un destin mai bun al unui colț de rai românesc dintre Dunăre și Mare. Atunci Carol s-a dovedit a fi un vizionar. Și am să vă dovedesc că a avut dreptate. Și așa veți înțelege de ce eu astăzi sunt aici. Cerea armatei române, care intra în Dobrogea, să-și facă datoria pentru a apăra fruntarile țării și pe cetățenii ei, indiferent de comunitate, de religie, sau ce aspirații putea să aibă fiecare. Se prevedea foarte clar că trebuia apărată proprietatea și integritatea. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, armata română din Dobrogea a executat dintotdeauna această misiune. Adică să apere integritatea statului român, proprietatea și, bineînțeles, viața cetățenilor ei. Dar avea un motiv aparte să facă acest lucru. Pentru că, de fapt, Marea Unire nu a început la 1918. S-a amintit mai devreme de câteva etape, dintre cele mai importante, evident, din istoria noastră. Să știți că Marea Unire a început, cu modestie vă spun, în Dobrogea. Nu acum 140 de ani, care se vor sărbători în Dobrogea anul viitor, când o sărbători la Constanța, în județele din Turcia și Constanța, unirea Dobrogei cu România. Nu. Vă atrag atenția că în Dobrogea, în secolele până la această unire cu statul român, membrii din comunitățile, fie că vorbim din exteriorul Alpului Carpatic, fie că vorbim din provinciile aflate românești, aflate sub ocupație străină, austro-ungară sau țaristă, aveau să ajungă în Dobrogea. Aveau să temeze comunități, care există și astăzi. Aveau să vină nu doar pentru dorința de libertate, pentru a putea să-și desfășoare activitățile specifice, ci să poată să aducă o speranță care să prindă rădăcini în Dobrogea, ca apoi să se întoarcă chiar în Transilvania, chiar aici, la dumneavoastră. Au plecat de aici ca să-și facă casă, sat, comunitate, biserică, să-și păstreze limba, obiceiurile. Și dacă nu mă credeți, vă invit în Dobrogea să-i vedeți. Iar la momentul când s-a pus în discuție că vom pleca la război pentru realizarea visului tuturor românilor de a înfăptui România Mare, să știți că dobrogenii s-au certat grozav. În presă, politicienii s-au acuzat unii pe ceilalți. Se considerau că unii sunt mai români decât alții. Că minoritățile ar putea să își facă datoria în armată sau să-și o facă mai puțin. De ce credeți că erau toate astea? Pentru că Marea Unire între 1914-1916 era doar visul nostru. Și aliații care se doreau să fie, și inamicii care aveau să devină, nu dădeau șansă României de a fi România Mare. Iar dobrogenii se certau pentru că acolo
se aflau urmașii celor plecați din sudul Basarabiei, Capul, Bolga și Ismail, unde și-au lăsat cimitirele, moșiile, dar mai ales tradițiile Moldovei. Astăzi sunt acoperite acolo cele trei județe de alte elemente. Dar dacă veniți în nordul Dobrogei, îi găsiți pe acolo, pe acei urmași care poartă documentele la vedere. Au încercat comuniștii să îi mai liniștească, dar au păstrat documentele. Pentru că ei cereau ca România să intre în război, să elibereze Basarabia. Și veneau ceilalți români din Transilvania, din Bucovina, din Banat. Și spuneau, nu este drept. Trebuie să eliberăm pe frații noștri de dincolo de Carpați. Și să știți, de la Constanța se trimiteau fonduri, bani, în această parte de Românie pentru a se susține cauza unionistă. Și eram încă în perioada de neutralitate. În ziua când România a intrat în război, în acea zi fierbinte de august 1916, toți românii, indiferent din ce comunitate erau ei, au ucis Hore. Militarii au ucis Hore. Nu știau cât va dura războiul. Nici străinii nu știau acest lucru. Toată lumea credea că în 3 luni de zile se va termina războiul. Toți vor fi învingători. Românii, în schimb, spuneau că vom fi toți în aceeași casă. Acum este momentul. Acum se poate. Nu am fost bine pregătiți. Nu eram capabili și știam acest lucru că nu vom putea lupta pe 2 fronturi. Dar trebuia să arătăm lumii întregi de ce România intră în acest război. De ce suntem aliați cu Franța, Anglia și Rusia pentru a elibera pe frații noștri din Transilvania, Bucovina și Banat. Ce strigăte de bucurie erau în piețele din Constanța și din Tulcea. Deja armata română din Dobrogea acționa pe frontul de sud pentru a ne apăra de bulgari și de germani. Marii generali de care vorbim noi în cărțile noastre de istorie și dăm exemple, au trecut prin Dobrogea și și-au făcut datoria. Numai că soarta războiului avea să fie cea care au prevăzut-o realiștii pe care i-avem printre noi și astăzi, cum au fost și atunci. Și spuneau, voi români nu aveți nicio șansă. Nu sunteți pregătiți. Cum să luptați cu aceste mari forțe militare? Apăruseră armele noi. Noi nu le aveam. Noi încă eram soldații țărani. Dar aveam o inimă așa de mare încât toți străinii, chiar dacă erau aliați, chiar dacă erau inamici, o recunoșteau. Soldatul român este valoros. Numai că în rândul soldaților români aveau să vină și voluntarii. Transilvăneni, bucovineni. Și aveau să alcătuiască acea armată română care la 1917 avea să renască. Vă spun că aveau să renască împreună cu militarii dobrogeni. La Mărășești. Dobrogenii au fost timp de 2 săptămâni cei care aveau să dea peste cap planurile militare, ofensive, ale mareșalului August von Mackensen. O singură divizie, cea dobrogeană, să reziste timp de 2 săptămâni. Nu își închipuia nimeni că vom rezista la Mărășești. August von Mackensen, pumnarul de oțel, spărgătorul de fronturi, nu înțelegea cum pot să reziste cei de acolo. Pentru că avea informații că erau cetățeni români
dar erau de religii diferite, din comunități diferite. Cum puteau aceștia să fie uniți? Dobrogenii nu vreau să se oprească aici, deși drama lor era foarte mare. Casele lor, pământurile lor, s-aflau sub ocupație străină. Practic, ultima provincie care avea să fie liberată, la sfârșitul primului război mondial, avea să fie chiar Dobrogea. Dar dobrogenii noștri, după ce și-au făcut datoria la Mărășești și nu au lăsat pe mareșalul Machel să se împlinească planurile de a ajunge la Iași, de a desfința statul român, de a șterge de pe hartă existența familiei regale române și să împartă România cum își propune, cum și-au propus dumnealor, aveam să găsim pe bucovineni, pe dobrogenii Bucovina istorică, luptând de data asta împotriva bolșevicilor, care se retrăgeau. Pentru că ei mai vreau să lupte. Era Revoluția Bolșevică în desfășurare, în țara lor. După ce am apărat pe cei din Bucovina, la începutul anului 1918, pe realizarea Marii Uniri. Era începutul în Basarabia. Se dă ordin diviziei dobrogene, diviziilor dobrogene 9 și 10 infanterie, să pornească spre nodul Basarabiei și să apere fruntarele de pe Nistru împotriva atacurilor bolșevice sau oricărui ar fi vrut să destabilizeze această zonă românească. Vor fi acolo între 1918 și 1920. Aveam să ne confruntăm acolo cu bolșevicii la începutul anului 1919. Chiar un general, Stampo Etaș, avea să cadă la datorie. Și totuși, lupta dobrogenilor nu s-a oprit aici. Ei au venit în continuare să apere Marea Unire. Unde? În Transilvania. În martie 1919, cele două regimente de elită dobrogene, 9 și 10 vânători, aveau să cheme pe voluntari pentru a elibera Transilvania de vest. Colonelul Gheorghe Rasovicean avea să conducă, alături de membrii, de voluntari din regimentul Horia, la înfrânge rezistența inamică și a elibera vestul Transilvaniei în aprilie 1919. Au ajuns la Beiuș, cu o zi înainte de Paștele, care se celebra atunci, la 20 aprilie 1919. Și a dat ordin celor două regimente de vânători să se oprească. Nu aveau voie să intre în localitate, pentru că primii care trebuiau să intre în Beiuș, la 19 aprilie 1919, trebuiau să fie cei care trebuiau să ajungă primii la casele lor. Pentru că noi știam foarte bine ce înseamnă să fii departe de casa ta. Aveau să fie cei din Beiuș. Vestea aceasta avea să ajungă și la Oradea. Încât, chiar în ziua Sfântă de Paște, în acea zi de înviere, când trupele române, în frunte cu cele dobrogene, se apropiau de Oradea, deja erau aclamații, erau ovaționați, florile erau oferite militarilor, iar colonelul Rasovicean avea să fie primit cu recunoștință, cu respect. Și atunci a existat teamă, și atunci a existat îndoială, și atunci a existat speranță și bucurie. Cum se întâmplase când s-a produs unirea Dobrogei cu România. Era ocazia prin care armata română din Dobrogea putea să spună că și-a îndeplinit misiunea pe care i-o dăduse Carol în noiembrie 1878. Și să știți că armata română din Dobrogea
avea să revină în 1944 și ea este cea care eliberează la 25 octombrie 1944 ultima palmă de pământ românesc din nord-vestul Transilvaniei la Carei. Am avut șansa să stau de vorbă cu veteranii din Dobrogea și i-am întrebat, de ce 25 octombrie? Pentru că puteați să anihilați mai repede, mai devreme, inamicul, germanul Hortist. Era ziua regelui. Nu puteam să spunem, dar puteam să facem. Iar domniile voastre, în seara aceasta, ați început centenarul, anul centenarului. Vă spun că nu vă va fi ușor. Emoțiile, în fiecare zi, când vom încerca și vom răzbi, și vom sărbători, și vom comemora pe eroii noștri, și vom vorbi de anul centenarului, toate acestea vă vor aparține. Dar vă spun că aveți de ce să fiți mândri că suntem cu toții cetățeni români, indiferent de etnie, indiferent de comunitate, indiferent de religie. Și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru o poveste pe care noi l-am știut-o. Vorbeam mai devreme profesorul Ionuț Cojocaru despre lipsa modelelor. Da, ne lipsesc modelele, dacă nu ne întoarcem în timp să le căutăm. Dar, printre noi, sălăjenii, sunt modele pe care le putem urma. Este alături de noi părintele vicar Coraneu Gheorghe Țurcaș, model de bunătate, demnitate, echilibru, putere, pe care dumneavoastră și Meoane și noi, sălăgenii, putem să-l urmăm. Îl voi ruga să ne transmită un mesaj acum, când lansăm anul centenarului la Șimleu Silvaniei. Doamna director, onorați ospiți veniți din toată țara, de la București și Constanța și din alte părți, preacuternici părinți și frați întru Hristos, iubiți credincioși, nu m-am gândit să vin la acest microfon, după cum vedeți, aseară eram în reverendă, dar totuși am o ținută semi-teologică și doamna director mi-a propus să vin să spun și eu câteva cuvinte. Dacă aseară am avut marea bucurie să fim reprezentați de cei doi ierarhi ai noștri, respectiv preasfințitul Petroniu, ierarhul ortodox de la Zalău și preasfințitul Virgil Bercea, ierarhul nostru de la Oradea, astăzi se cuvine ca noi, cei care suntem mai mici aici, respectiv cei doi protopopi, părintele Haiduc și părintele Vodea, protopopii noștri, unul ortodox și unul greco-catolic, să reprezentăm și noi într-o foarte mică măsură. Și fiindcă aici, sigur, s-au spus foarte multe lucruri interesante legate de centenar, eu aș vrea să pornesc de la niște versuri pe care, sigur, militarii noștri care sunt prezenți și pe care îi salutăm în mod special, își amintesc de ele, și anume o strofă dintr-o poezie. Noi suntem ai României, mai avem și brați uniți și pe câmp de bătălie vom lupta nebiruiți. Ce vreau să spun aceste versuri? Dacă nu, unitatea dintre cei care luptau împreună erau pe front. Să ne imaginăm că românii luptau pentru întregirea țării, pentru apărarea țării. Nu se întrebau unul pe celălalt, mă, tu ce religie ai? Ci luptau, așa cum spune și poetul, frați uniți cu ceilalți. Și apoi, sigur, mai avem încă un vers care spune: treceți batalioane române Carpații, la arme cu frunze și flori. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și frații, cu inima la trecători.
Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă. Și iată aceste versuri, sigur că aș putea să continu, aceste versuri ne spun cât dorință era de unitate la acest popor român. Cei de dincolo de munți veneau la un moment dat să-i libereze, așa cum spunea și domnul profesor de la Constanța, cum a ajuns să-i libereze ultima porțiune la Carei. Și sigur, am putea vorbi multe legate de aceste evenimente istorice, dar sigur, lăsăm ca domnul profesor, domnul doctor în știință de la Muzeul din Zalău, ne va lămuri cu foarte multe probleme istorice. De aceea, cred că este prezent, nu este, îmi cer scuze, știam că el va ține un cuvânt. Deci, aș vrea să spun că noi, aici pe plan local, suntem comunități, acea ortodoxă și cea greco-catolică, mă bucur că suntem astăzi din nou împreună și suntem, de fapt, la toate evenimentele aici, în fața acestei biserici, sub monument, la care ne întâlnim, la momentele principale pe care le sărbătorim și la care putem să fim împreună, să facem alternativ rugăciune fiecare după cultul lui. Dar vreau să spun că și noi aici, pe plan local, păstrăm și dorim să promovăm mai departe unitatea dintre noi, indiferent de ce confesiune suntem, să fim mereu împreună și în anul care urmează, sigur, să ne implicăm și noi în evenimentele care se vor desfășura legate de centenar și sigur că fiecare la locul lui de muncă, așa cum și aici putem să vedem Părintele Paroh Boșca s-a ocupat foarte mult de îngrijirea și mai mult de înfrumusețarea atât a locașului cât și a locașurilor din jur care sunt ale bisericii, la fel și noi de dincolo. Deci facem și noi după putința noastră, după cerințele care sunt pentru noi slujitorii bisericii și la rândul lor credincioșii ne secundează și noi suntem acei care trebuie să păstrăm și să le transmitem acest respect pentru unitatea poporului român, unitatea națională și să fim mereu cu gândul și cu sufletul pentru a promova această unitate. Eu vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut. Fără răbdare, fără orgolii, cu multă emoție. Aș vrea să vă spun că prima parte a evenimentului nostru se încheie aici, dar vom continua cu un moment aparte. Prin bunăvoința primăriei municipiului, orașul și meu, Silvanei, mă iertați, e o rutină cu municipiul Zalău și mulțumesc domnului primar pentru asta. Avem bucuria ca în această seară să avem alături de noi pe doi mari artiști care vor prezenta în fața dumneavoastră un concert cameral. Este vorba despre maestrul Ștefan Doniga și domnișoara Diana Jipa, un muzician care a cântat pe cele mai mari scene din lume și care în această seară, dacă îmi permite Ștefan, voi spune, vor prezenta în fața dumneavoastră un concert pe care ei l-au pregătit pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României la Varșovia. Este un concert în premieră la noi, în țară, așa că vă rog foarte mult să vă bucurați, pentru că ei îmi face multă căldură și dăruire vi-l oferă și noi de asemenea. Una dintre cele mai frumoase
este din această biserică și probabil că dumneavoastră puteți să confirmați mai bine decât mine. Muzica, într-adevăr, deschide suflete, nu poate face mai bun, dar în fața noastră, astfel de muzicieni, era păcat să-i lăsăm să plece să se răsăm. Aș vrea să vă mulțumesc, dumneavoastră, vreau să le mulțumesc lor, dar aș vrea să-l rog pe Părintele Maroc, Părintele Vasile Borca, să transmită un mesaj, încheierea acestei seri frumoase, pentru că, așa cum spune Părintele Iurcu, noi abia acum începem. Vă rog, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dragii noștri, este o deosebită bucurie să fim aici, acum, împreună. Iisus Hristos, după înviere, primul mesaj care mi l-a transmis a fost bucurați-vă. Duhul Sfânt, în Sfânta Scriptură, ne transmite mesajul cât de bine și de frumos este când frații sunt împreună. Anticii greci vorbeau de calon kakatia, binele și frumosul. Exact ceea ce Sfânta Scriptură a exprimat de la Duhul Sfânt. Anticii greci mai spuneau herete. Bucurați-vă! Bucură-te! Este o adevărată bucurie. Este un eveniment sfânt în viața noastră ca și oameni. Omul acesta fiind și creștin, și român, și român, și creștin, nu putem să facem o ierarhie aici. Dar cele două se împlătesc armonios, cred, în sufletele și în mintea noastră. Arta interpretativă care ne-a creat această bucurie, acești oameni care se simte că iubesc și au fost și înzestrate de Dumnezeu cu dar, dar au muncit mult să-L cultive, au reușit să ne încălzească sufletele și să ne dea o forță, parcă, care nu știam sau nu bănuiam cu avem. Aici, în această biserică, în 1908, între 7 și 9 august, și-a desfășurat lucrările Asociația Culturală Astra, care era într-un periplu și suferință în acea perioadă, în aceste părți ale Transilvaniei. Cred că de atunci până acum nu s-au petrecut astfel de momente, sau poate da, dar n-au fost consemnate. Ceea ce am ascultat de la domniile voastre, reprezentanții ai forurilor statului român, ceea ce ați organizat dumneavoastră, domnul primar, de la nivelul orașului nostru și doamna Cociș, la nivel județean. Ceea ce dumneavoastră, artiștii, ați prezentat este acel herete, acel bucură-te, acea bucurie pe care cred că am trăit-o sincer fiecare dintre noi. Noi de acest eveniment am încercat să ne pregătim din urmă cu vreo 7 ani. Foarte scurt, într-o zi a șineului, care coincidea și cu ziua mea de naștere, m-am întâlnit cu domnul primar și cu arhitectul Cordoș, despre care puteți să aflați că a făcut arhitectura pentru catedralele românești din Madrid, care acum sunt în lucru, din Barcelona, o hală mare din Paris, aproape de centrul orașului, care a transformat-o în interior într-un templu extraordinar. A trebuit să-i păstreze formele exterioare prin gândirea sa. Catedrala din Baia Mare. Și noi am avut șansa să ne proiecteze lumânărar de aici și viitorul nostru monument, altarul din fața bisericii. Ne-am întâlnit cu domnul Cordoș atunci și cu domnul primar 10 minute. Și
aveam și în suflet, dar cred că aveam și la mână atunci o poză. Este o poză a adunării românilor din Șimleu, la când s-au delegat reprezentanții la Unirea de la Alba Iulia, din 1918. Locul unde a stat masa și era prezidiu, erau ofițeri, preoți, și noi erau îmbrăcați așa de elegant și doamnele de atunci, un număr mare, se văd în spate clădirile care sunt nemodificate de aici și nu era parcul așa de mare, și până atunci era un târg de vite aici, unde e parcul. Aici s-au adunat, aici au hotărât să-și trimite reprezentanții la Alba Iulia și cu ajutorul lui Dumnezeu și noi am reușit să ridicăm acest altar, monument, exact pe locul unde a fost atunci masa. Este un lucru și acum îi mulțumesc tare frumos. Ea a fost o dorință mea încărcată de simboluri, are 7 laturi ca și construcție, simbolul perfecțiunii, a darurilor Duhului Sfânt, a virtuților esențiale și sperăm că pentru 1 decembrie anul viitor să fie în toată splendoarea Lui. Vă mulțumesc pentru asta. A fost o dorință mare a sufletului meu și la un moment dat credeam că nu se mai poate realiza și dumneavoastră ați dat curs și sperăm să ne bucurăm împreună de aceasta. Ne-ați făcut o deosebită bucurie. Suntem onorați să vă avem aici. M-aș bucura dacă am reușit și în viitor și în locașele de cult să cultură, cult, cred că slujesc Divinului. Cultura și cultul sunt primoasele sufletelor noastre pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu este noi, suntem după chipul și asemănarea Lui. De aceea suntem fericiți când arta reușește să ne apropie de El, suntem fericiți când privim și vizual arta și aici aș dori din nou să remarc cu Părintele Gheorghe Țurca și vicarul refratoric al Șimleului, care atunci când era paroh aici, a pictat, a organizat pictura acestei biserici, care rămâne în pozestre pentru Șimleu și pentru arta noastră sacră vizuală. Artistul mare a pictat deasupra arcelor. El atunci a plecat din țară și a rămas sarcina ucenicilor să continue. Ceea ce este sub arce este continuată de ucenicii lui, dar este o parte din sufletul Părintelui și o parte din sufletul enoriașilor acestui oraș. Și iată, acum este și partea sufletelor noastre care s-au înfrățit și doresc din nou să mă întorc la ceea ce Duhul Sfânt ne-a cerut atunci, cât de bine și cât de frumos este transformarea acelui calocacatia a grecilor, este să fie frații împreună. Vă mulțumesc! Cei mai mulți să vii poate să pe cei mai puțin și invers.